uitați-vă un pic la chestia asta. Tu se rup clavicula, mă. Opa, au plecat! Dai, 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 dai! Opa, așa! Te 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 să aspira și mă transpir. Du-te! Bă, sigur! Salutare! Eu sunt Lorin și poate vă întrebați cum am ajuns în această situație. Păi hai să vă explic. Salutare, echipa, și bine ați venit pe la cel mai random și spontan vlog de pe canal. Voi ați tot scris în comentarii să pun bicicleta asta, nebunia asta la încercare, cube-ul ăsta, pentru că, bă, nu m-am dat așa un pic prin oraș cu ea pe stradă, pe toate alea. Și acum, în vlogul de astăzi, e momentul să-l punem un pic la încercare și să mergem. Ia uitați acolo, traseu adevărat. Vreau înainte să mă duc să vă precizez un lucru foarte, foarte important. Eu, în vlogul de astăzi, mă voi dezvirgina. Mă voi dezvirgina în ceea ce privește bicicleta, pentru că niciodată în viața mea, vă rog frumos să mă credeți, am 31 de anișori, nu am fost cu bicicleta. Nu mint, chiar n-am fost cu bicicleta niciodată. Adică eram copil, aveam 7 ani, mă duceam un pic pe stradă, pe alea, dar niciodată nu m-am dus așa frumos să mă duc cu traseu, pe toate alea. Așa că dacă n-am fost niciodată, mă voi duce acum prima oară în vlogul ăsta și pentru că merg prima oară, am luat cu mine cel mai bun expert în ceea ce privește bicicletele, trasee, chestii de genul ăsta, biciclete pe tehnic, o să vedeți. Doamnelor și domnilor, cu peste 15 ani de experiență în ale bicicletelor, cel mai tare pe România, Lucas Druță, te rog frumos să vii aici alături de noi, să fii frumos în cameră și toate alea. Hai, te rog, aici frumos lângă mie, Lucas, că avem de povestit, trebuie să-mi spui niște chestii, că vreau să-mi prezinți un pic, să ne spui ce facem noi în vlogul de astăzi, unde mergem. Eu te-am sunat să-mi spui un traseu adevărat în Baia Mare, unde putem merge cu bicicleta. Eu n-am fost niciodată. Uite-te, în primul rând, zi, îți bine îmbrăcat sau nu-ți bine îmbrăcat? Că eu nu știu, ți-am zis și prima oară că mă duc cu bicicleta, bă. O să te cam murdărești, deci. O să mă murdăresc, serios? Poate, da. Aveam nevoie de, într-adevăr, uite-te la tine, mă, bă. Red Bull Rampage, da? Omul a fost, este campion național la juniorii under 14 ani la Bike Mountain, deci uitați-vă la bicicletă ce are, Racing Technology, zi, arată-le, spune-le, avem păi suspensii de care avem acolo? Avem o bicicletă White Plus, Core 4, hey, cu un șoc Marzocchi Motocross. Șoc Marzocchi, băi! Șoc Marzocchi, ești prost la cap? Cum să ai șoc Marzocchi pe bicicletă, bă? Ai de cap, bun, altceva ce mai ai pe acolo? Bun, avem o furcă de downhill Marzocchi 380. Ia. Dar, te rog, astea sunt toate avantajele, că te-am văzut, dar fii atent, spune-ne și dezavantaje, pentru că, Paul, dacă filmezi, ia uitați aia, vedeți? Mini rampa asta. Eu cu cameramanul Paul, care filmează, avem o astfel de bicicletă și o astfel de bicicletă care este electrică. Avem un avantaj aici. Lucas are un dezavantaj. Este avantaj și dezavantaj la a avea bicicletă electrică sau nu. Noi nu ne-am chinuit. Noi eram așa. Eram sanky funky. El s-a dat un pic jos, nu? E dat un pic jos să vii pentru că, da, bun. Ce poți să-mi spui despre bicicleta mea, că eu nu știu. Și mă întreabă lumea în comentarii. Zi-mi ce are bicicleta asta. E ok, nu e ok? E bună. Pentru o bicicletă electrică e super bună. Avem un șoc RockShox, nu mai știu, Deluxe, ceva de genul. Și avem niște frâne Magura, ca și cum am eu, pe 4 pistoane, exact, da, la fel. Da, avem, da, o furcă RockShox. Fai de capul meu, furcă RockShox. Ești nebun? Spune-mi, te rog, înainte să mergem, chestii pe care trebuie să le avem la noi. Aici avem o chestie să ne punem, depozităm, avem, da, frumos un telefon, o apică, o... Da, bun. Avem nelipsita cască, da, care trebuie să avem cască, da, la noi. Foarte important să știe oamenii de acasă că trebuie să avem cască care se prinde ca și centura și așa. Și trebuie să mai avem... Trebuie să avem o armură. Eu am o armură Fox. Cum ai o armură, bă? Dar asta e... Bă, ce ești nebun la cap, și pe spate. E și pe spate, e și frumos. De coloană. Adică tu nu poți să pățești și... nimic cu ea. Ia să vadă încă, ia uitați aici, frumos. Bă, e ce trebuie. Da, bun, suntem în Maramureș, în Baia Mare și mergem pe Usturoiu, corect? Piatra Virgină? Pe Piatra Virgină, da. Da, pe Piatra Virgină și coborâm pe câți kilometri are traseul? Asta nu mai știu sigur, dar cred că de sus până jos cam un kilometru jumate, 2 km. Dar este greu, o să ne murdărim. Trecem la treabă, let's go! Asta zici că e un traseu destul de cunoscut în Baia Mare, nu? Cel mai cunoscut traseu. Cel mai cunoscut traseu? Da. Pe acolo se urcă sau pe acolo? Pe aici, e mai ok. Pe aici? Bine, ăsta e numai începutul, cum ar veni, că bă, dar ce... E nasol cu... Așa, e perfect. Nu știu dacă filmez bine, dar... Peste râu și prin pădure. După cum ziceam, avantaje și dezavantaje și suntem doar la început. Da, gata, am ajuns la primul pas. Zi-ne, Lucas, care e drumul aici? Prin dreapta, mai sus, prin dreapta. Prin dreapta? Da. No, hai, dă-i, înainte. Bun. Ăsta e așa, mic copil, ăsta nu-i... Da. Nu?
Băi, băi, vezi că e bine. Da. Ai grijă, ce-am făcut? Hai, ce ai făcut? Ți-ai julit? Am avut noroc. Foarte important pe ăsta, să vii drept, mă, că dacă nu, jur că era să cad acum. Hai, că stai lejer. E așa, un prim dâmbuleț. Opa. Bine, bine, bine. Eu ăla cu rock rider-ul, cu frânele, e magura de... Nu există așa ceva. Asta e cea mai periculoasă trambulină din... Nu, e adevărat, este și mai mare. Decât asta? Da. Băi, sunteți nebun la cap. Bă, oameni buni, uitați-vă un pic la chestia asta. Vorbim de o trambulină de 1,5 meters, în care ți-e viteză, vii pe aici, caterizezi aici. Eu numai când mă uit, mă ia așa cu un burtă, pe cuvântul meu de onoare, deci mi se pare... Ce mi-e bine să-l dau? Bă, dar de unde e viteză, că l-aș da? Nu-l dați, eu nu vă filmez, nu mi-asum nimica. Hai mă, gata, nu dați nimica, gata, merg mai departe. Eu am venit în acest trip să ne relaxăm, să ne dăm un pic cu bicicletele. Eu nu m-am dat niciodată cu bicicleta în viața mea și vreți să încercăm nebunia asta. De la izvor coborâm pe ăla și după aia direct dăm în Paris. Copiilor de acolo, unde să mergem? Să mergem pe Paris, să mergem pe trambulină, să știi ce și... Dacă vine asta, nebunia. Cine? Dacă nu sunt neamrup clavicula. Dacă ce? Tu ți-ai rupt clavicula, mă. Nu. Cine? Un prieten și-a rupt clavicula? Și cum e viața lui așa? Mere. O mai încercat, după aia n-are, că-i... Domnul Matei. Dați-mă să vă rupeți osul ăsta de aici. Direct. Opa, au plecat! Ei, băi, vine rău. Hai să mergem înapoi la rampa aia, mă. Putem să mergem și pe aici. Unde? A, vrei să mergem la rampa aia? Nu știu, să mergem. Păi aici este un traseu care are un drop foarte fain. Nu, hai. Hai. Tu știi. Dai. Hai, da. Bă, dar ce patinez. Ce mi-o pica, bă? Nu știu. Opa, așa. Bă, dar o ia cu tot cu turbo, cu... Ei, stați că mi-am pierdut. Astea au fost deschise. Nu lăsăm mizeri în pădure aici, la playground. Pai de capul meu ce am obosit. După... Trebuie să transpir așa, nu transpir. Să-mi bag piciorul. Iar la Lucas, gândiți-vă că eu am bicicletă electrică. Și Lucas nu. Bine, eu am și 30 de ani și Lucas 15 ani de experiență în ale bicicletelor. Păi ce am obosit și mă dor picioarele. Playground avem aici echipa, o rampă adevărată pe care, sincer, dacă voi dați acum subscribe, eu în vlogul de astăzi o să sar pe asta. Nu știu cum se vede pe cameră, dar eu voi fi în aer. Eu nu știu să aterizez, eu nu știu cum e cu vitezele, cu frâna, cu suspensie și cu roțile și cu alea. O să fie nasol, dar eu voi face asta, oficial. Ne dăm pe rampa care se numește... Drop! Pe rampa drop. Ce drop, mă? De ce, mă? Drop-ul e drop. Păi nu e rampă, drop. E drop. E un drop, nu e o rampă, corect? Rampa e care urcă și panta care coboară. Da. Prima oară, bă, dar nu mai pot respira. Prima oară o să fii tu ca să-mi arăți cum să-mi exemplifici, practic, să vedem cum e. Tot ce ai mai dat pasta, ai mai sărit? Oh, de câte ori? De câte ori? Hai să te văd. Vezi, nu face vreo tâmpenie pe aici pe vlog să cazi, să-ți rupi alea, că după aia... Oricum, nu încercați așa ceva acasă. Nu mă împarc. Ca o glumă, cum ar veni, nu încercați niciun par decât dacă sunteți sub atenția experților, așa cum este domnul Lucas Priseci, îmbăcat, are oricum proteză pe el, cască, mânuș. Hai să văd! Ia-l-ai până bun ce face! Măi, nu muri! Bine, mă! Ei, nu m-ați văzut cum tot zi doar, opa, s-a aterizat! Ca așa fac și eu acum, fii atent. Bine, bă! Hai că mă dau, bă, gata, mă duc, mă, ce, nu stăm. Adică cât de greu poate fi? Lucas! Da? Prima oară când te-ai dat, cum a fost? Dă-mi un sfat acolo, nu știu. Păi eu nici măcar nu l-am văzut, era mai seară. A, din greșeală. Da. Te-ai trezit în aer, cum ar veni, că zbori. Îți dau un sfat. Cel mai bun sfat e la electrică, încearcă să ridici de față. Să ridic de față când ești pe rampă. Să te pompezi în suspensie, că ai full suspension și să ridici puțin. Sau dacă vrei, poți numai să ridici, dar trebuie să ridici tare. Băi, eu nu mă dau. Nu, n-am cum. Deci, vreau să vă spun, înainte să sar, eu mă declar un tip curajos care am sărit cu parașuta, de exemplu. Am sărit în cap de la 10 metri, am pe bune, dar pe asta... Bă, ești prost. Mă duc mai sus, îmi iau viteză? Puțin, de la... Treci de contrapanta aia, sau... Da, la contrapanta aia, că tu ai electrică. Oricum, nu trebuie viteză mare, nu? Nu.
Stai. Mamă, mă vedeți cum... Nu vă puteți imagina cum e când se vede. Nu, mor. Nu pot, că mor. Nu, doar trebuie să ridici de față, înainte să aterizezi. Bă, stai un pic. Deci. Dar trebuie să stau pe scaun? Nu, trebuie să stau nu, în picioare. Trebuie să stai în picioare. Deci să stau în picioare. Ba da, trebuie să fie jos scaunul. Și ce dacă e mie? Adică maxim îmi dacă ți-e sus, o să dai cu fundul. Bă, dă-le în pui mea, bă, cât de greu poate fi, mă? Păi da. Aste, mă! Vine acolo! Da, mă! Impecabil! Ce vorbești? Floare la ureche! Floare la ureche! Aia zic, mă! Nu fără deloc periculos pe video, așa-i? Nu! Băi să mă... Nu? Nu! Bă, ai văzut cum am zburat? Ai cam direct, am... Mamă, ce nivel puternic de adrenalin aici! Mamă! Subscribe acolo dacă nu, că o meritat asta. Prima oară în viața mea când mă dau pe bicicletă și nici n-am căzut pe rampă. Mamă, mai vreau o dată, fii atent, acum mergem cu spatele, da? Fii atent. Bă, ce șmecherei, jur. Deci ce șmecherei, îmi pompează un pic inima, nu o să vă mint. Bă, eu m-am dus acum, m-am uitat la filmare cu Paul. Nu mai ești entuziasmat acum, să-mi bag piciorul, deci m-am uitat foarte lent, m-am sărit, ați văzut, numai aici a fost o bășină de, ce ai găsit, mă? Pesale mele alea. Pesale mele, sigur, sunt de aici, că i-am eu picat astea de aici. Deci a fost efectiv o bășină de săritură, dacă mâine nu cred că postez vlogul, sincer vă zic, nu-l postez. Și după aia m-am uitat și la asta lui Lucas și... Bine, el era cu ambele roți în aer, era cu alea ridicat de ghidon, poziție corectă, spatele drept. Bă, oricum, hai, eu văd partea prin afarului și pentru prima săritură a fost fain. Iată că urmează Paul și la el în prima oară, vai de capul meu. Ești gata? Ești gata. Mă, bun, hai să te vedem. Ce? Bă, nebun, vezi că nu știu cum să filmez la oamenii ăștia să înțeleagă că, ia, deci uite-te, cam asta, deci tu ești aici și tu cam asta vezi, da? Tu vezi de la nivelul ăsta. Tu nu știi unde-i solul. Voi nu vă dați seama pe video. Deci uite, în jos, e hău, bă, acolo. Deci de aici până aici, cât îs? De arunc o piatră în 19 secunde atât ajunge jos. Mamă. Păi? Cum e? Așa e cea mai tare senzație pe care ai trăit-o în viața ta de când te-ai născut pe pământul acesta? Păi așa, zici că o pici în gol. La alea mai mari? La alea mai mari, da. Mai ales... La gap. Deci gap-ul e în fel, uite așa. E mai sus, da? Și are... Trebuie să aterizezi pe rampă. E mai sus, aici e gol tot. Și aici e o singură rampă care merge în jos. Hai de și dacă tu vii și dacă o rampă de spate din asta, ți se trebuie pe cadru. Îmi dau seama. Așa e că ai simțit cum s-o pompat? Exact. Așa e? Când eram mic, nu aveai frica aia, mergeai. Lucas, nu? Nu ai nicio treabă. Îi dai semn. Când m-am văzut în spatele rampei, nu m-am simțit cum îmi bate inima, așa. Da. Serios. Și cum te duci în slow motion. În aer. Nu se vede asta, chiar nu se vede, dar e diferit. Te gândești doar că vrei să aterizezi, da. Corect. Hai că mai vreau încă o dată și merg, încă o dată, doar și se poate întâmpla. Ia mai. Ma. Băi! Fără nicio reținere, mă, fără nicio... Omul Nino schița ceva casual pentru el. Adică ce să mai... Nino, te-am auzit în microfon, Nino, să se audă pe filmare cum respir, măcar, mă. Da, peste râu și prin păduri. Hai că mă mai dau și odată. Ia la... Bine acolo. Păi ce să mă... peste lor, aici. Da. Jur, ia, îmi dai cu roata în cap. Poți să stai acolo, dacă spui ce... Stai întins aici. Da. Ține mula camă. Poți să stai. Bă, de-mi dai un o anvelopă din aia peste spație. Acolo, aici, acolo. Aici? Și filmezi. Și filmezi? Da. Da, hai, du-te. Bă, sigur. Bă, nu simțit un pic, jur. Uai, cum s-o văzut de sus, efectiv o zbura peste mine și uitați numai ce priveliște am, gen. Pe aici? Bă! Ai, e pui mei, direct mi-am spart bicicleta dacă fac asta, jur. Hai că-i dau eu una. Bă, Lucas, bă. Păi am sărit acum. Bă, calmează-te, jur. Și cum l-am dat? Păi, vedeți echipa ce aici. Uitați-vă de unde vii și ia. Cum a fost? Și ce-mi pare rău, Paul, că pe vlog pare... Ce-i ăsta? Ce-i ăsta? Bă, când vii de sus și știi că ești în aer și vai de capul meu, tu știi cum e? Ia, uite, ia, vezi direct, sună la 112. Trebuie copcă, că alea, m-am într-o creangă. Ești gata? Da! Omul meu, urmează să sară pe aici. Vă rog frumos, nu încercați așa ceva acasă. Tipul chiar se dă mulți ani și... Hai mă să-l vedem. Hai da, dă-i! Hai da! Ia.
extraordinar așa ceva. Cum te simți? Bine, bă, acolo ești de bun la cap. Sincer, eu simt deos pe tine și aș vrea să fiu ca tine, că nu să fiu mare, pe cuvântul meu. E senzațional ce ai făcut. Vă promit, echipa, că dacă strângem la acest video, zi, Lucas, câte like-uri? 1500. La 1500 de like-uri, echipa. La 1500 de like-uri îmi iau inima în dinți și vă promit că sar pe treaba asta și știți prea bine că mă ține promisiune. Asta facem în vlogul următor, continuăm seria asta cu bicicleta, că e foarte stas. Nu știu încă o dată cum se vede pe vlog, dar chiar e mega, mega stas și aș vrea să continui. Aș vrea frumos să-mi iau îmbrăcăminte, să-mi echipez bicicleta, să nu știu ce. Și cel mai și cel mai important, să învăț ceea ce știe tipul ăsta de la Red Bull Rampage, care e nebun, sare pe stăvâi, munți, ape și așa mai departe. Vă mulțumesc de vizionare, 1500 de like-uri. Hai să vedem dacă strângem în câteva ore. Cam atât, nu? Let's go!